Sunt fericit că am intrat în familia voastră și voi intra cu actul în regulă, adică să nu vă preocupați. Și voi veți intra în familia mea, adică o voi și trece. Vale cu Iulia, așteptați-ne și pe noi când faceți cununia. Așa. Și vă așteptăm oricum și la cununia noastră. Și sunt foarte fericit că o să în finală, dacă fim vom cu toți fi împreună, că nu vom ieși afară. Și vom deveni o familie întreagă, cu toții. Hai, ce frumos. O să ne înțelegem bine. Mămicile se înțeleg, da, și cum la... nășicile. Și cum mami? Păi eu ce zic, mămicile se înțeleg bine. Na. Da, mami cu mami. Și mama e și mami și Iulia și tatăl tău. Și, și mama și e. Hei, mama e și este și ea acolo, să știi. Ne vede. Mama e minunat, dacă cărțelele. A trimis două, era una pe care. Nu mai spune puiul. Ne-au dat cărțelele. Să știți că este o minciună. Dar oricum gestul contează, iar a gândit. Da. Te pupăm mult. Și vreau să o pupa și pe mama aia mea, dacă se poate, când o sunați, cine o sună? Mama sau Geo. Pe și mama spuneți că o iubesc, da, pe mama Iza. Poate o pup și pe mama Iza dulce. Și abia aștept să vii la nunta noastră, mama e. Dacă o să facem aici, sau dacă o să facem afară, sau oriunde o face. Te iubim mult. Neamut. Iacră. Ce foame tare? Nu știu. Mă muncești ca pe roagă la aragaz. Mi-ai tocat tu ceapa. Mazăre, deja fiar pe atâta muncă. Ca ție să nu știu foame? Mai și râs. Cum zici de ce râs? Râs că zici că-ți făceam tigăie. Uzi, Doamne. Mamă, deci am mers cu bicicleta, ferească-ți Dumnezeu.